Slăviți să fie Domnul! Nu știu dacă ați văzut vreodată oamenii obezi. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun om de 300 de kilograme. Știți ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Mănâncă mult și nu fac nimic. Mă gândesc dacă din punct de vedere spiritual nu ne-am îngrășat așa de mult și nu punem în practică ceea ce auzim. Mă gândesc că am ajuns unii la obezitate. Avem foarte multe cunoștințe și nu știu dacă dumneavoastră în seara asta mai aveați nevoie de un ospăț. Mă gândesc că mai bine am fi făcut mișcare, adică să practicăm ceva ce deja știm și am învățat. N-aș vrea să adaug la grăsime în seara aceasta, ci aș vrea să fie o învățătură care să ne reîmprospăteze în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul nostru, prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Punctul de pornire al Noului Testament este nașterea Fiului lui Dumnezeu. Punctul de pornire în creștinism este nașterea din Dumnezeu. Adică nimeni nu poate fi creștin dacă nu are un punct de pornire. Punctul de pornire în creștinism se numește naștere din Dumnezeu. Sau naștere din nou, sau aducere la viață împreună cu Hristos, sau înviere. Așa cum Noul Testament are un punct de pornire, nașterea Fiului Dumnezeu Iisus Hristos, tot așa creștinismul are un punct de plecare. Adică dacă nu știi să povestești cum te-ai născut din Dumnezeu, trebuie să înțelegi că nu ești creștin. N-ai avut un punct de pornire. Pentru că punctul de pornire în creștinism este tocmai înviere, este tocmai aducerea la viață împreună cu Hristos, este tocmai nașterea de sus sau nașterea din Dumnezeu. Deci fiecare dintre dumneavoastră ar trebui să știți să povestiți o experiență prin care Dumnezeu v-a născut într-un mod ceresc, spiritual, și atunci însemnează că avem un punct de pornire în creștinism. Acum, nu toate experiențele cu Dumnezeu sunt zguduitoare, dar trebuie să existe un punct de pornire. Da? Acum, gândiți-vă dumneavoastră, când părinții nasc, cine pune nume la copil? Acum, gândiți-vă, dacă Iisus a fost născut din Tatăl, din Dumnezeu, cine i-a pus numele? Păi dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă suntem născuți din Dumnezeu și Dumnezeu devine Tatăl nostru, atunci trebuie că numele ni-l pune Dumnezeu. Cum vreau să vă întreb, dacă ești născut din Dumnezeu și Dumnezeu îți pune numele, care este numele care ți-l pune? Penticostal? V-a pus Dumnezeu numele de penticostali? Nu? Dar care-i numele? Numele penticostal e frumos. Dar care-i numele care ți l-a pus Dumnezeu în momentul când te-ai născut din El? Păi auziți, în momentul când l-a născut pe Iisus, zice la versetul 5, că-și căruia dintre îngeri a zis El vreodată, tu ești Fiul meu. E, trebuie să știți că dacă suntem născuți din Dumnezeu, atunci Dumnezeu Tatăl ne pune numele. Și numele care ne-l pune Dumnezeu Tatăl este Fiul lui Dumnezeu. Și dumneatale, de fapt, nu trebuie să urmezi un penticostal, ci trebuie să urmezi pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că așa i-a pus numele. În momentul când Tatăl a născut, a zis Fiul meu. Și altă dată când a deschis cerul, a spus, acesta este Fiul meu. E, pentru că Dumnezeu ne pune în numele acesta Fiul lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți, că ăsta e un mare har. De ce? Gândiți-vă dumneavoastră, de ce l-au răstignit pe Domnul Iisus? Marele preot i-a pus o întrebare, Domnul Iisus, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Ce a răspuns Iisus? Da, sunt. Și atunci marele preot a făcut ceva ce n-avea voie să facă și a sfâșiat efectiv hainele și a strigat, ahulit, pentru ca în momentul acela să te faci pe tine Fiul lui Dumnezeu, asta însemna să te faci deopotrivă cu Dumnezeu și era hulă. Deci dumneavoastră, vreau să vă întreb în seara asta, câți dintre dumneavoastră sunteți copiii lui Dumnezeu? Ridicați-o mână.
Dar vreau să vă întreb, dacă trăiați cu 2000 de ani în urmă, vă puneau pe cruci pe toți. Că asta era considerată hulă. Pentru că în momentul când ești numit Fiul lui Dumnezeu, ești deopotrivă cu Dumnezeu pentru că ai ceva din Tatăl în tine. Asta înseamnă că ești Fiul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu Tatăl, pentru că te-a născut din El, transmite ceva din El în tine și ești numit Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, marele preot, când a văzut că Iisus se face pe El Fiul lui Dumnezeu și se face deopotrivă cu Dumnezeu, a strigat, hulă! Deci, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, este un mare har de sărbătorile astea, să vă gândiți nu numai că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, ci și că dumneavoastră și noi, prin naștere din Dumnezeu, am devenit Fiii lui Dumnezeu. Și ne facem cumva deopotrivă cu Tatăl, pentru că avem ceva din El în noi. Binecuvântat să fie El. Al doilea lucru foarte important, dacă suntem Fiii lui Dumnezeu, gândiți-vă, când Domnul Iisus a venit pe pământ și s-a născut, era singurul Fiu al lui Dumnezeu. Nu, cum zice? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu. Ei, dar în momentul când te-ai născut și dumneatale și Dumnezeu ți-a pus numele Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos nu mai este singurul Fiu al lui Dumnezeu, ci devine întâiul născut din toată zidirea și dumneatale te faci frate cu Iisus. Și zice, Domnului Iisus nu este rușine să ne numească cum? Frați. Dumneavoastră, vă închipuiți ce lucru uluitoare. Adică dacă Dumnezeu te face Fiul Lui prin naștere din El, în momentul acesta ai ceva din Dumnezeu în tine. În al doilea rând, Iisus Hristos nu mai este singurul Fiul lui Dumnezeu, este întâiul născut din toată zidirea și noi suntem frați cu Domnul Iisus și Domnul Iisus nu este rușine să ne numească frați. De aceea, dragilor, cea mai mare titolatură pentru mine este să-mi spuneți frate. Că dacă îmi spuneți altfel, mă înjosiți, mă degradați. Acum, dacă veniți la mine și îmi spuneți Domnul Mihăiță, e o degradare. Pentru că pentru mine frate este cel mai înalt nume. De-aia zice, toți să vă numiți cum? Frați! Pentru că Domnul Iisus ne-a dat marele har și nu i-a fost rușine să ne numească frați. De aceea este ceva extraordinar să fiu frate cu Domnul Iisus. Acum gândiți-vă dumneavoastră, bărbații, de exemplu, dacă vă duceți acasă și ziceți la fratele de corp, Domnule, cum îi pica? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, frate este la o înălțime mai mare decât Domnule. De aceea niciun nume, nici măcar de președinte, nici măcar de reverend, de profesor, de orice, cel mai înalt titlu este frate al Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie. Deci avem ceva din Dumnezeu în noi, suntem frați cu Domnul Iisus și în al treilea rând trebuie să vă gândiți ce curgere este, ce efecte uluitoare. Gândiți-vă în al treilea rând că Dumnezeu Tatăl o să aibă grijă de tine exact cum a avut de întâiul Fiu. Deci când Domnul Iisus s-a născut, era întâiul Fiu, era singurul Fiu și Dumnezeu i-a purtat de grijă. Când te-ai născut și tu din Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl îți va purta de grijă exact cum i-a purtat Domnul Iisus. Nu asta înțelegeți ce înseamnă asta? Să-mi poarte de mie de grijă exact cum i-a purtat de grijă Domnul Iisus. Păi asta e ceva fantastic. De ce să mai fie frică? Pentru că nimeni nu va putea să-mi facă ceva, pentru că eu sunt frate cu Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl se va comporta cu mine cum s-a comportat cu primul Fiu Iisus. Mă, eu vă întreb, când ați avut un copil, dumneavoastră îl numeați singurul fiu, dar vreau să vă întreb, când ați avut al cincilea copil, nu i-ați dat și la al cincilea tot ce i-ați dat și la primul? N-ați avut grijă de al șaselea tot cum ați avut grijă și de primul? E tot așa și Dumnezeu Tatăl va avea grijă de tine exact cum a avut grijă de Domnul Iisus. Acum eu vă întreb, gândiți-vă dumneavoastră că la nașterea Domnului Iisus era foarte multă sărăcie. Și la un moment dat a primit Iosif un mesaj, te duci în Egipt. Vreau să vă întreb, cine a purtat de grijă la resursele financiare?
Păi gândiți-vă dumneavoastră, mii de kilometri Dumnezeu a pus o stea pe cer ca să ducă niște oameni bogați la Hristos și a făcut niște daruri. Ce i-a dorit? Aur, smirnă și tămâie. Dar vreau să vă întreb, ce a făcut Iisus cu aurul? Vreau să înțelegeți, Tatăl i-a purtat de grijă pentru toată călătoria, pentru că era Fiul lui. Ascultați-mă, Dumnezeu vă va purta de grijă la toți. Exact cum i-a purtat Domnul Iisus de grijă, nu te va lăsa nici pe tine, binecuvântat să fie El. Au vrut mult să pună mâna pe Domnul Iisus, n-au reușit până i-a venit ceasul. Ascultați-mă, în momentul când Dumnezeu are o lucrare cu tine ca Fiul de Dumnezeu, ești nemuritor. Adică până se încheie lucrarea lui Dumnezeu cu tine pe pământ ca Fiul de Dumnezeu, tu ești nemuritor, nimeni nu te poate ucide. Nimeni nu poate pune mâna pe tine. Pentru că tu trebuie să-ți duci la îndeplinire misiunea. Când s-a terminat misiunea Domnului Iisus Hristos, zice, Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea, a venit ceasul și a murit. Dar au încercat de multe ori să pună mâna pe El. Și Domnul Iisus trecea prin mijlocul lor și nimeni n-a reușit să-i facă nimic pentru că Tatăl îl proteja. Ei, Dumnezeu pe mine mă va proteja pentru că este Tatăl meu, binecuvântat să fie El. Și atâta timp cât Dumnezeu are o lucrare cu mine, nimeni nu poate să-mi facă nimic. Până nu vine ceasul, până nu vine momentul îngăduit de Dumnezeu, dumneata le efectiv ești nemuritor, nu poți muri. În parcela aia nu se poate întâmpla nimic, pentru că Dumnezeu Tatăl îți poartă de grijă, binecuvântat să fie El. De aceea n-ai de ce să te temi, n-ai de ce să-ți fie frică, trebuie să fie o încurajare pentru dumneata. Pentru că în momentul când Dumnezeu te-a născut din nou, ți-a dat numele de Fiu de Dumnezeu, ai ceva din Dumnezeu în tine. Ești frate cu Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl îți va purta de grijă cum i-a purtat Domnul Iisus. Binecuvântat să fie. Ei, dar nu la acest aspect vreau să zăbovesc în seara aceasta mai mult, pentru că sunt două aspecte. Deci când te naști din Dumnezeu, Dumnezeu spune numele Fiul lui Dumnezeu. Dar în al doilea rând, al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez în seara asta, este că în momentul când ești născut din nou, Dumnezeu Tatăl nu-ți spune doar numele, ci îți dă și viața unui Fiu de Dumnezeu. Deci nu te lasă numai cu numele. Nu poți să naști un copil dacă e mort, atunci e ca la Apocalipsa, îți merge numele către ești, dar ești. Dumnezeu nu naște copii să le pună doar nume, fără să le dea și viața unui Fiu de Dumnezeu. Deci sunt două aspecte majore. În momentul când te naști din nou și devii creștin, Dumnezeu spune numele de Fiul de Dumnezeu și în al doilea rând îți dă și viața unui Fiu de Dumnezeu. Acum vreau să vă pun o întrebare. Ce ne lipsește nouă? Numele sau viața? V-am întrebat în seara asta câți dintre dumneavoastră sunteți fii și copiii lui Dumnezeu s-a ridicat o mână. Vă mai pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră trăiți ca Iisus? Ridicați o mână. Păi ce se întâmplă? Adică n-am înțeles, Dumnezeu ne dă nume și zice, na, v-am pus numele. Nu mergem, oameni buni. Noi suntem falimentari la viață. Adică e interesant, toți cu mâinile pe sus, de batem cu pumnii în piept, suntem fiii lui Dumnezeu. Dacă e vorba să trăim viața unui Fiu de Dumnezeu, uitați-vă la Iisus. Dumnezeu Tatăl când a deschis cerul a zis, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc. Adică este numit Fiul lui Dumnezeu, dar și trăiește viața unui Fiu de Dumnezeu. Și noi oameni buni, de aceea zicem, oricine zice că rămâne în Iisus, ce să facă? Să cânte colinzi? Să spună poezii, să predice la amvoane, dar ce să facă? Să trăiască cum a trăit Iisus. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu merge pentru că este un paradox. Adică cum adică? Purtăm numele unui Fiu de Dumnezeu, dar nu trăim ca fi de Dumnezeu. Ne batem în piept că suntem copiii lui Dumnezeu, dar nu trăim viața unui Fiu de Dumnezeu. Știți cum e asta? Gândiți-vă că ești un orb și nu vezi. Și te rogi la Dumnezeu, Doamne, deschide-mi ochii să văd. Și Dumnezeu îți deschide numai un ochi și începi să vezi cu un ochi.
Acum vreau să vă întreb, dacă până acum, când n-ai văzut deloc, oamenii te numeau orb, când ai deschis numai un ochi, cum te numesc oamenii? Cum numiți dumneavoastră un om care vede numai cu un ochi? Deci observați, ăla e cure. Deci nu mai ești orb, dar e cure. Ei, creștinismul se bazează pe doi ochi, pe două aspecte. Fiul lui Dumnezeu și viața unui fiu de Dumnezeu. La noi un ochi închis, după câte am văzut eu în seara asta. N-ați ridicat mâna la doilea aspect, deci ochiul ăsta e închis. Ce zice lumea de afară de noi? Bă, ori nu-ți da chiori. Adică suntem ca pirații. Și ăștia din lume s-au prins. Bă, e ceva la ăștia, mă, un ochi deschis. Dar ceva nu e în regulă cu ei. Dumneavoastră nu v-ați prins. Nu vedeți că noi tot dăm că suntem fiii lui Dumnezeu și bine facem. Ce vedeți ce dragoste ne-a înartat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Da, dar trebuie să înțelegeți Dumnezeu Tatăl când ne-a pus numele de fiu de Dumnezeu, ne-a dat și viața unui fiu de Dumnezeu. Ei, ce vreau să înțelegeți în seara aceasta este că viața aceasta unui fiu de Dumnezeu vine în tine prin Duhul Sfânt. De aceea nu se poate să fii creștin fără Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este canalul care aduce în centru vieții tale viața lui Iisus. Adică Dumnezeu îți spune numele Fiului Dumnezeu, dar îți dă și Duhul Sfânt. De fapt, Duhul Sfânt este viața lui Iisus Hristos. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, când vine Duhul Sfânt într-un om, certifică prin viață că este Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Uite, dacă dumneavoastră, de exemplu, citiți Vechiul Testament, nu o să găsiți niciodată, cel puțin un an găsit, dacă dumneavoastră găsiți să veniți să-mi spuneți, în Vechiul Testament nu există niciodată noțiunea asta împărăția cerurilor. Uitați-vă în Noul Testament, împărăția cerurilor, împărăția cerurilor, împărăția cerurilor. În Vechiul Testament nu există deloc împărăția cerurilor, numai împărății pământești. Inclusiv Israelul era o împărăție pământească, și finalul era un punct pământesc, Canaanul. De aceea și toate binecuvântările lui Israel erau pământești, nu erau cerești. Dumneavoastră nu mai aveți și nici nu mai cereți binecuvântările din Vechiul Testament, că nu se mai potrivesc. Ei, Israel era o împărăție pământească și ținta era Canaanul, o țară pământească. Pentru aceasta aveau nevoie de binecuvântări pământești ca să ajungă acolo. Toți dușmanii trebuia să-i pună sub piciorul bocancului. Adică Israelul nu avea voie să aibă dușmani mai tari decât el. Trebuia să-i ucidă, să-i treacă prin ascuțișul săbiei pe toți. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți dușmani? Și ce faceți cu ei? Îi pune sub bocanc? Nu. Pentru că nu mai e binecuvântarea aia. Eu tot aud și acum prin biserici, Doamne, ne rugăm să fim cap și nu coadă. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, binecuvântarea asta a fost în Vechiul Testament, nu se mai potrivește pentru noi. Tocmai de-aia l-au pus pe Hristos pe cruce, că El când a venit a trecut în coadă. Ăștia așteptau pe cineva în cap, un erou, un geniu militar, un rege, și s-au trezit cu cineva care spală picioarele în coadă. Și n-au putut accepta așa ceva. Noi n-avem nevoie de așa ceva. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, principiul Noului Testament este cine vrea să fie primul, să treacă unde? În coadă, la spălarea picioarelor. Deci nu mai există aceleași binecuvântări. De aceea acum binecuvântările pentru noi sunt cerești, pentru că ținta nu mai e Canaanul, ci este cerul. Binecuvântat să fie El. Ei, când apare noțiunea împărăția cerului? Ia auziți, ultimul proroc, ultimul profet, al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul vine și zice: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Adică nu venise împărăția cerurilor. Cine a dus-o? De ce o zis este aproape? Cine a dus-o? A adus-o Iisus și a trăit-o printre oameni. Iisus a înălțat la cer și a trimis Duhul Sfânt care a adus împărăția cerului în lăuntrul nostru. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Iisus a trăit această împărăție a cerului pe pământ și Duhul Sfânt este reprezentantul cerului care aduce în noi, în interiorul nostru, împărăția cerului. O viață cerească, viața unui fiu de Dumnezeu, binecuvântat să fie El. De aceea vă rog frumos să înțelegeți, dacă puteți,
În momentul când rostim Duhul Sfânt, trebuie să înțelegeți că El aduce în ființa noastră ca centru viața lui Iisus. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră, când vă rugați pentru Duhul Sfânt, ce vă doriți? Vă doriți viața lui Iisus? Ascultați-mă, viața lui Iisus este centrul pe care îl aduce Duhul Sfânt în noi. Pe centru, adică pe viața Domnului Iisus, Duhul Sfânt rotește daruri, semne și minuni. Dar centru este viața lui Iisus. Și pe viața lui Iisus rotește, da, se desfășoară, se învârt darurile, minunile și semnele. Asta e frumusețea. Prima dată trăiești viața lui Iisus și pe viața lui Iisus sunt semne, minuni și dar. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră. Dacă mă duc în parcare și, de exemplu, aveți un Mercedes în parcare, zicem, dăm un exemplu, și eu iau semnul de pe Mercedes și îl smulg și merg cu el prin Oradea, cum dă? Spune-mi dumneavoastră, cum dă? Deci smulg semnul de Mercedes de pe mașină și merg cu el prin Oradea, cum dă? Dă bine? Ce zic oamenii? Zic, bravo! Când dă bine semnul? Unde dă bine semnul? Când e pe o capacitate, când e pe viața unui motor. Deci noi trebuie să înțelegeți, nu mai păcălim pe nimeni. Centru, forța, motorul, capacitatea este viața lui Iisus Hristos. Și pe viața Domnului Iisus sunt darul de a predica, darul de a cânta, darul de a vorbi în limbi, darul de a proroci, darul minunilor. Ele se plimbă în jurul centrului. Nu mai puneți în centru altceva în afară de viața Domnului Iisus, pentru că nu dă bine. Epistola către Corinteni, dacă o citiți, tocmai asta face Pavel, corectează niște greșeli din biserica din Corint. Gândiți-vă că biserica din Corint avea toate darurile. Și era o biserică haotică, dezorganizată, în dezbinări, în certuri și în probleme. De ce? Care era motivul? Pavel încearcă să corecteze. Ce au făcut? L-au scos pe Hristos din centru și au pus în centru oamenii lui Dumnezeu. Fiți atenți ce viclenie e, ce șmecherie face satana. Într-o biserică scoate din centru pe Hristos și pune oamenii lui Dumnezeu, pentru că nu te prinzi. Și începi să rostești numele unor mari oameni al lui Dumnezeu, îi vezi ca niște vedete, ca niște campioni, faci un clasament, îi bagi în vârf și ăștia au început, zice, Apollo e cel mai tare. No, Pavel, noi suntem al lui Pavel, ăla noi suntem al lui Chifa, observați? De ce erau certuri? Întotdeauna într-o biserică unde le-ai pe Hristos din centru și pui omul, indiferent cât de sfânt ar fi, vor fi probleme. Nu puneți în centru predicatorii, nu puneți în centru prorocii, nu puneți în centru cântăreții, puneți în centru pe Iisus Hristos. Și Pavel zice, păi am murit eu pentru vreunul dintre voi, ce ați făcut? Faceți clasamente aici, cu Apollo, cu Petru, cu Pavel. Dar cine e Apollo? Cine e Chifa? Cine este Pavel? Ce, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și Hristos răstignit. Binecuvântat să fie numele Lui. E, ce au mai făcut în biserica din Corint? Au luat pe Hristos din centru și au pus darurile Duhului Sfânt. Gândiți-vă dumneavoastră la capitolul ăsta 12-14. Capitolul 12 este despre daruri, capitolul 14 este despre daruri. Și un frate avea o predică de aici numit Sandwich-ul lui Dumnezeu. Capitolul 12 despre darul e o felie de pâine, capitolul 14 despre darul e o felie de pâine. Acum vreau să vă întreb, vă place pâine pe pâine când mergeți la muncă? Luați sandwich-uri din astea, pâine pe pâine. Păi dar ce vă place dumneavoastră între două felii de pâine? Ce să fie? Acolo e dulceața, mierea, șunca, cașcavalul între cele două felii. Ei, gândiți-vă, 12 daruri, 14 daruri, ce e în mijloc 13? Și ce e dragostea? Oameni, în capitolul 13 este caracterul Domnului Iisus.
Este viața Domnului Iisus, zice Domnul Iisus, așa merge bine, puneți în centru mierea, dulceața, șunca, cașcavalul, care este de fapt viața Domnului Iisus, caracterul Domnului Iisus, și atunci este un sandwich bun de mâncat. Și oamenii se hrănesc din el. Dar sandwich pe sandwich nu merge. De aceea, da, sunt darurile Duhului Sfânt, sunt darurile Duhului Sfânt, dar în centru Duhul Sfânt aduce viața Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea, dumneavoastră, când ieșiți afară, nu cuceriți prin altceva decât prin viața Fiului Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, trăim noi ca fii de Dumnezeu în afară? Dumneavoastră știți pentru ce-i cerul. De ce credeți dumneavoastră că este un cer pregătit? Pentru cine e pregătit cerul? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cerul este un loc pregătit pentru oamenii care își doresc să trăiască o viață cerească. Nu vă înșelați, crezând că ajunge cineva în cer, dacă nu și-a dorit să trăiască viața unui fiu de Dumnezeu, adică o viață cerească. Pentru ce este cuvântul lui Dumnezeu? Care e rolul Bibliei? Să-ți dea o gândire cerească, să-ți arate în ea cum să trăiești viața unui fiu de Dumnezeu, să-i imprime în gândire și după gândire vine umblarea. De aceea sunt cele două aspecte. Te numești Fiul lui Dumnezeu și trăiești viața unui fiu de Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Și asta e frumusețea care încântă. Ei, și pe centru ăsta, viața unui fiu de Dumnezeu, sunt frumoase darurile. Atunci e faină predica. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vă place să ascultați un predicator care e curvară? Dar știe să predice, care e problema? Vă place să cânte cineva care e lumesc? Nu! Nu ne interesează prima dată cine e predicatorul, cine e cântărețul. Ne interesează dacă trăiește viața unui fiu de Dumnezeu. Știți care e durerea mea? Că aproape nimeni care mă sună să mă cheme la vă biserică nu mă întreabă, vă rog să-mi spuneți dacă dumneavoastră trăiți viața unui om de Dumnezeu, unui fiu de Dumnezeu, nu mă întreabă nimeni. V-am văzut pe YouTube, nu vreți să veniți și la noi la biserică? Atât? Doar ca să mai auzi un predicator în plus? Doar ca să mai auzi o predică nouă? Dar nu te interesează, nu mă întreabă, băi, cum te înțelegi cu nevasta? Ai o relație bună cu soția ta? Nu ne interesează parcă viața. Avem așa o alergare după talent. Doamne, ai milă de noi. Vreau să vă întreb în seara aceasta, dumneavoastră, vreți să trăim o viață cerească, viața unui fiu de Dumnezeu? Mâinile le-ați ridicat. Ne numim. Vreți să și trăim? Na, acum eu vă spun cum sau ce este o viață cerească. Cum trăiește un fiu de Dumnezeu? O viață cerească, dacă dumneavoastră vă doriți, pentru că e foarte simplu și acum începe partea practică. De obicei, când citiți o epistolă, prima parte e doctrinală și a doua e practică. E tot acum începem partea practică, ca să învățăm practic cum să trăim o viață cerească, dacă dumneavoastră a zis că vreți și vă doriți. Ei, ce înseamnă să trăiești cerește? A trăi cerește însemnează că trăiești pe pământ, dar nu ești interesat de lucruri care nu sunt în cer. Repet. Un fiu de Dumnezeu trăiește o viață cerească, adică trăiește pe pământ, dar nu este interesat de lucruri care nu sunt în cer. Vreau să vă pun câteva întrebări. Sunt bani în cer? Vă rog să-mi răspundeți. Sunt bani în cer? Dumneavoastră sunteți interesați de bani? Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Fiul lui Dumnezeu n-a fost niciodată interesat de bani. A avut, avea și pungă, avea și casier, dar nu l-au interesat banii pentru că nu sunt în cer. E, dacă prezentăm interes pentru bani, însemnează că suntem pământești, nu cerești. Și sunt niște semne practice foarte clare. Dom'le, nu sunt bani în cer. Păi de ce prezint eu interes pentru ceva care păstă 50 de ani, nu ne mai ajută cu nimic pe toți?
Vreau să vă întreb, peste 50 de ani vă mai ajută banii cu ceva pe careva? Adică, de ce să fiu interesat în lucruri care nu sunt în cer și în lucruri care nu mă mai ajută cu nimic peste 30, 40, 50 de ani? Pot să-i am, pot să-i folosesc pe pământ, dar nu sunt interesat de ei. Vreau să vă pun o întrebare, dar să fiți sinceri. A fost vreodată în viața dumneavoastră când ați adormit numărând banii? Vi s-a întâmplat? Niciodată. Dar vreau să vă întreb, fiți sincer, ați adormit vreodată citind Biblia? Dar la biserică v-a fost somn vreodată? Păi și dumneavoastră credeți că așa sunt fiii lui Dumnezeu? Adică un fiu de Dumnezeu când se predică, eu tot spun asta, dacă v-aș pune așa pe monitoare, fază din biserică, să vedeți câte o soră îi se întoarce baticul, zic, bă, una a murit. Dar nu-i moartă. Nu-i moartă deloc. Păi cum se poate că nu merg banii, nu cași niciodată? Deci, băi, numărăm, am luat salariul, să merg 100. Nevastă, hai să ne culcăm, că numărăm mâine, că nu știu, s-a obosit rău. Nu ni se întâmplă asta, că numărăm banii, căscăm ochii. Să nu mai vorbesc să lipsească vreun milion. Atunci toată noaptea tragem sertare, mutăm mobile, covoare, scoase, până nu găsim banii, nu dormim. Dar interesant, mă, că te apuci să citești un capitol în Biblie și nu reușești să ajungi la capăt. Așa de dumnezeiești suntem. Așa viață cerească trăim, că la biserică n-avem chef. Nu, predica asta nu-mi place. Mă, dar banii ne plac. Ascultați-mă, trebuie să fie tocmai invers. Nu că n-ai bani. Lasă acolo un sertar, lasă că-i număr mâine, acu citesc din Biblie, acu e ora să mă duc la biserică, acu e ora să studiez. Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă viața unui fiu de Dumnezeu. Nu spectacol. Nu spectacol, nu show. Viață. Gândiți-vă dumneavoastră, la un moment dat, au venit la Petru și au pus o întrebare, zice, învățătorul vostru nu plătește darea? Și s-a dus către Domnul Iisus și Domnul Iisus zice că i-a luat-o înainte. Și zice, Petre, ce crezi? Împărații pământului, de la cine iau biruri? De la fii sau de la străini? Și Petru zice, de la străini. Așadar, fiii sunt scutiți. Da. Zice, Petre, noi suntem fii. Mergi, avem drepturi de fii, nu trebuie să plătim, așa că avem scutire, nu plătim nimic. Te lupți pentru dreptul nostru pământesc. Spuneți, așa au făcut. Dar ce s-a întâmplat acolo? Știți ce s-a întâmplat? Știți ce a zis? A zis Domnul Iisus, zice, dar ca să nu-i facem să păcătuiască, dă-le lor banii. Pentru că, ascultați-mă, în viața unui fiu de Dumnezeu, lucrul principal este să nu se păcătuiască. Nu mă interesează dacă or fi bani sau n-or fi. Dumneavoastră vă puteți apăra drepturile până la un anumit punct, dar dacă se ajunge la păcat, trebuie să renunțați la drepturile dumneavoastră pământești ca să nu se păcătuiască. Pentru că pentru mine, ca fiu de Dumnezeu, cel mai important lucru este să nu păcătuim. Dacă am pierdut banii, dacă am pierdut slujba, dacă mi-am pierdut dreptul, dar să nu se păcătuiască. Asta nu înseamnă să nu vă luptați pentru drepturile că le aveți la primărie, dar dacă vedeți că se ajunge la păcat, lasă-le banii lor, lasă-le dreptul lor. Pe mine mă interesează să nu se păcătuiască. Asta ne interesează pe noi. Asta e viața unui fiu de Dumnezeu. Asta înseamnă viața unui fiu de Dumnezeu. Nu vreau să se păcătuiască. Dumneavoastră vreți să mergeți pe calea îngustă. Dar eu merg într-o grămadă de biserici, fiecare biserică vede calea îngustă și o trasează printr-o listă. Fără asta, fără asta, fără asta, fără asta, fără asta. Deci asta e calea îngustă. Măi, oameni, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, calea îngustă înseamnă un singur lucru. Fără păcat. Puteți înțelege, fără păcat! În momentul când ai făcut un păcat, nu mai poți să mergi pe calea îngustă, pentru că calea îngustă e făcută să mergi fără nimic, fără niciun bagaj, fără niciun păcățel. În momentul când ai făcut un păcat, nu mai poți să mergi pe calea îngustă. De aceea, orice te duce la păcat în viața ta, trebuie să elimini. La altul s-ar putea să nu fie valabil același lucru. Doamne,
ai milă de noi. Ia gândiți-vă dumneavoastră la Avram, care a fost tatăl tuturor credincioșilor. Gândiți-vă la Avram. Au apărut probleme între slugile lui și slugile nepotului său. Știți ce a zis Avram? S-a uitat la Lot și a zis: ia tu ce vrei, că eu iau ce rămâne, dar să nu fie ceartă. Pe mine asta mă interesează, să nu fie ceartă. Dumneavoastră știți de ce există ceartă. Ceartă este pentru că vreau să câștig ceva, nu pentru că vreau să pierd. Te-ai certat cu cineva pentru că vrei să pierzi. Ia gândiți-vă, v-ați spus, băi, să te cerți cu cineva pentru că vrei să pierzi tu. Nu! Tu vrei să te cerți ca să-i dovedești lui celălalt că e vinovatul. Ei, dar Avram, care era omul lui Dumnezeu, a zis: să nu fie ceartă, să pierd pământ, să pierd tot, dar să nu fie ceartă. Asta e viața unui om al lui Dumnezeu, viața unui om credincios. Nu vreau să fie ceartă. Păi gândiți-vă că la un moment dat în Evanghelie există un verset foarte frumos care zice: v-am trimis ca niște miei în mijlocul lupilor. Și dă interesant ceva, zice, să fiți ca porumbei. Na, imaginați-vă dumneavoastră acum, o haită de lupi aici și un porumbel în mijloc. Acum gândiți-vă, toți lupii se aruncă spre porumbel și se rânjesc la porumbel. Vreau să vă întreb, ce face porumbelul? Să uită către lup și face hau! Păi atunci nu-i porumbel, e câine, mă! Nu vă mai amăgiți că dacă vă împroașcă o gașcă de lupi și dumneavoastră faceți hau, sunteți porumbei. Ce-o venit porumbelul păstă bine. Mă, dar ai haunat cam rău ieri. Porumbelul zboară în sus când e o ceartă. Nu replică. De-aia au zis Pavel, vă mușcați unii. Păi tu nu ești porumbel dacă muști. Și la fel, mielul în mijlocul unei haite de lupi nu face ca un câine, ci îl behăie să fie ajutat de păstor. Observați dumneavoastră, asta a făcut Avram, să nu fie ceartă. Deci nu replici, nu te cerți, nu te dezbini, ci ca un porumbel zbori în sus. Uitați-vă la Ștefan, ăștia erau cu pietre, au putut să certe cu Ștefan. Pentru că el zice, văd cerurile, el zbura ca un porumbel. Uitați-vă la Domnul Iisus, l-a enervat pe Pilat. Zice Pilat, bă, dar nu le răspunzi, mă, la câte învinuiri. Păi zile ceva! Era Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă la noi, cum mușcăm, cum lătrăm. Nu merge, fraților, după aia predicăm și cântăm. Și măcar să recunoaștem, Doamne, avem nevoie de Tine. Noi asta înțelegeți că avem nevoie imperioasă de Duhul Sfânt. Avem nevoie să fim umpluți de Duhul Sfânt, pentru că centrul care îl aduce Duhul Sfânt este viața lui Iisus. Și eu vreau să trăiesc viața asta Domnului Iisus. Noi asta știți de ce vreau eu să fiu plin cu Duhul Sfânt? Ca să nu mă cer cu soția. Noi asta de ce vreți? A fost cineva la spital și era nemântuit și o soră de-a noastră era acolo și zice, măi, să știți că am fost și eu la voi la pocăiți. Zice, măi, când a început să se roage o soră, zice, băi, gândeai că pică tavanul, doamne, ce putere era. Zice, peste două zile mă duc la piață, bă, dar să ceartă una, bă, dar țipă una și strigă, când mă duc, cine credeți că era? Tot sora aia. Băi, zice, bă, dar cum puteți, bă? Cum puteți, bă, biserică, zici că pică tavanul și afară muști? Merge, oameni buni. Da, facem rugăciuni cu strigăte mari aici, dar cu soția vorbim blând. Nu merge să strigi și la nevastă și aici în rugăciune, pentru că ăla e temperamentul tău atunci. Da, aici strig cu lacrimi către Dumnezeu, dar când am ieșit afară sunt ca un porumbel, vorbesc frumos, nu mă cert. E pentru asta am eu nevoie să fiu umplut de Duhul Sfânt, să fiu umplut de viața lui Iisus. Să renunț la bătării, să renunț la certuri, să nu mă intereseze banii. Ia gândiți-vă dumneavoastră un alt exemplu practic din Scripturi, că au venit la Domnul Iisus ca să-L ispitească și i-au zis, zice,
se cade să plătim bir cezarului sau nu? Știți ce a zis Domnul Iisus? A zis așa, aduceți-mi un bani. Asta a zis prima fază. Aduceți-mi un bani. Păi eu vreau să vă întreb. De ce a zis aduceți-mi un bani? De ce nu băgat el mâna în buzunar și scoate niște bani să arate? De ce? Pentru că nu avea bani. Pentru că Fiul lui Dumnezeu nu e interesat să fie plin de bani, ci să fie plin de har și de adevăr. Și vă spun eu, dacă vrei să fii plin de adevăr, cam scade portofelul. Dacă nu mai jonglezi, dacă nu mai cauți scurtături, scade portofelul. Da, ne-am pierdut adevărul. Eu veneam odată de la o misiune din Oltenia și m-am oprit la băile Herculane la un hotel ca să stau peste noapte, erau și alți frați acolo și în cameră nu era căldură, nu aveau căldură, nu era un hotel de multe stele, dar avea la aer condiționat. Și era dat drumul. Și eu am văzut că nu există telecomandă și m-am dus la recepție și am zis la doamna de acolo sau domn ce a fost, nu vă supărați, la mine în cameră nu-i telecomandă. Și cine era acolo, persoana zice, uite, îți dau telecomanda, ți-o programez eu pe 27 de grade și s-o lași așa. Și eu zic, dar eu vă spun, nici nu mă ating de ea. Așa o las cum o puneți dumneavoastră, numai să fie în cameră. Și am luat-o, am pus-o în cameră, când să mă culc, era cam frig. Mă trag o pătură, zic, eu stau în frig și telecomandă aici. Pe mere 28, 29, 30, de ce stau în frig? Mă, dar ce am zis? Am zis că nu modific nimic. Și acum era lupta între a modifica sau a sta la frig. Și până la urmă am supărat, iau telecomanda, 28, 29, 30. Mă pun să mă rog, nu mai mă puteam ruga, dau telecomanda la 27. Și uite, așa m-am petrecut eu seara. Am dus dimineața telecomanda, zic, să știți că eu am umblat la el. Și nu e nicio problemă. Acum vreau să vă întreb, dacă eram plin de adevăr, cum trebuia să dorm în noaptea aia? Nu, dacă ai telecomanda la mine. Ce-ți prost? Azi, dole, toată lumea asta, toată societatea, așa, numai eu nu. Da. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos nu era plin de bani. Asta nu însemnează că nu avem bani, că nu avem case, că nu avem mașini. Puteți să le folosiți, eu n-am probleme cu asta. Dar noi trebuie să fim plini de har și adevăr, să nu se păcătuiască și să nu fie ceartă. Asta mă interesează. Dacă tu ai casă, ai mașină, ai firmă, foarte bine, dar în mintea ta să nu se păcătuiască, să nu fie ceartă. Vreau să fiu plin și de har și de adevăr, chiar dacă pierd tot. Binecuvântat să fie Domnul. Ei, acum gândiți-vă dumneavoastră. Cu cât te distanțezi de pământ în sus către cer, ca să fii ceresc, cu cât urci în sus către cer, cu atât pământul se vede mai mic. Cu cât ești mai pământesc și cobori spre pământ, cu atât cerul e mai mic. Ei, înțelegeți, dacă te uiți la pământ în perspectiva pământească, vezi lucrurile de pe pământ mari, pentru că ești pământesc, te uiți de aici. Și te uiți și vezi la New York zgârie nori, wow! Vezi pe unul cu Lamborghini, wow! Vezi pe unul cu vila, wow! Eu țin minte că eu am fost fotbalist, asta a fost meseria mea și când am fost în Spania, m-am dus pe stadionul Real Madrid și m-am dus acolo și am pus mâna pe gazon. Când am pus mâna pe gazon, mi se părea, wow! Cine sunt eu? M-am băgat în vestiar. Cum? Eu am ajuns aici, în vestiarul marele vedete. Acum vă întreb pe dumneavoastră. Dacă te urci în avion și zboară cu tine la 10.000 de metri înălțime și te uiți la stadionul Real Madrid, cum se vede? Din avion, cum se vede stadion? Cum se vede campionatul de la Qatar? Cum se vede Messi? Dacă te uiți de pe pământ, Messi, Ronaldo, te uiți pe pocăiți, ha! Eu acum mi-am propus, când mă sună câte cineva, trebuie, te-ai uitat la campionat, da, te rog frumos să suni pe Messi. Poate te poate ajuta.
Păi cum mă pui pe mine să postez? Tu te-ai uitat la mine, zici, și eu să postesc. Și frate, nu puteți să postiți o zi cu mine. Păi ce ai făcut? Eu m-am uitat la Qatar. Am văzut pe Messi. Păi nu poți să-l suni pe Messi să te ajute. E, dacă te urci în avion la 10.000 de metri și te uiți stadionul de Real Madrid, se vede ca, cum zice câteodată pe GPS, locație inexistentă. Dar dacă scoți dumneata sacoșa de bani și o pui în grădină și la 10.000 de metri din avion te uiți la sacoșa de bani, cum se vede? Dar dacă te urci în avion și te urci la 10.000 de metri și te uiți la Mercedesul tău, cum se vede emblema de pe Mercedes? Vreau să înțelegeți, cu cât ești mai ceresc, cu atât lucrurile de pe pământ sunt mici, nesemnificative, fără valoare. Ele există, și mașină, și casă, și bani, și tot, dar n-au semnificație, n-au valoare pentru noi, fiii lui Dumnezeu. Sunt lucruri mărunte. Pe noi trebuie să ne intereseze lucrurile care sunt în cer. Asta e alt subiect, da? Dar dacă vrei să fii ceresc, nu trebuie să te intereseze lucrurile care nu sunt în cer. Și cu cât mergi în sus, cu atât pământul e mic, fără valoare, nesemnificativ. Vreau să vă întreb pe surori, există magazine de haine în cer, mall-uri. Ce o să faceți? Unde să mai stați ore, nici o vitrină acolo? Dar asta ce înseamnă că nu avem haine? Ba da, dar nu suntem interesați. Nu suntem interesați. Ne cumpărăm haine, ne îmbrăcăm, dar n-au semnificație să stai, să stai de dimineața până seara în vitrine. Grea muncă. Mașini sunt în cer. Le folosim aici, oameni buni, folosiți-le, băgați săraci în ele, transportați bolnavi, că în cer nu sunt mașini. Nu prezentăm interes pentru ce nu e în cer. Deci, încă o dată, să nu iasă erezie. Nu însemnează că nu le avem, nu însemnează că nu le folosim, dar sunt mărunte, fără valoare. Nu astea sunt valorile noastre. Zicea odată o poezie: mai de mult odată, toți voiam să fim misionari. Zice, cine ne-a schimbat consoana de nevrem miliardari? Cineva ne-a schimbat, domnule, nu mai vrem misionari, vrem miliardari. Nu mă consoană, sau milionari. Da, poți să ai milioane, nu e nicio problemă, bani, casă, mașină, dar n-au semnificație pentru mine. Valoarea este fără păcat, fără ceartă. Lucrurile de pe pământ sunt nesemnificative. E, gândiți-vă, când Iisus s-a născut, Dumnezeu Tatăl i-a pus numele, dar i-a dat și viața unui fiu de Dumnezeu. Dacă dumneata ești născut din Dumnezeu, Dumnezeu îți dă numele, dar îți dă și viața. Și acum vreau să închei. Dacă poți să pui Romani 8:8, arăt un verset foarte frumos. Romani 8:8, dacă poți să afișezi, mi-ar place să vedeți toți și să-l învățați pe de rost. Deci, cei ce sunt curvari nu pot să placă lui Dumnezeu. Cei ce sunt drogați, cei ce sunt bețivani, dar cine nu place lui Dumnezeu? Deci citiți bine versetul ăsta. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Dumneavoastră, pune, te rog, și versetul 13 de la 8. Deci, dacă trăiți după îndemnurile ei, a firii pământești, veți muri. Dumneavoastră știți de ce nu mai există viață în biserică? Nu pentru că-s mulți curvari. Nu pentru că sunt mulți drogați, nu pentru că sunt mulți bețivani, pentru că sunt mulți oameni care trăiesc pământește. Poate te întreb și tu, bă, acum 10 ani aveam flăcări, aveam foc, eram la 40 temperatură, n-am curvit, n-am băut, n-am fumat. Ce-i cu mine? Simplu. Trăiești pământește.
Și în momentul când trăiești pământește, viața spirituală este sugrumată. Nu să înțelegeți de ce bisericile sunt pe cale de o moarte spirituală? De ce nu mai există viață în biserică? Pentru că trăim pământește și nu-i place lui Dumnezeu așa ceva. Și pune și versetul 9 după versetul 8, țineți minte versetul 8. Deci cei ce sunt pământești, nu curvari, nu bețivani, pământești, nu pot să placă lui Dumnezeu. Și acum fiți atenți ce zice la versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă... Cine face diferența? Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Poate că seara asta ați auzit o prezentare a unei nașteri mai dure. Nu știu dacă e chiar prin cezariană, forțată, dar mi-aș dori să înțelegeți că nașterea lui Iisus Hristos a dus un nume, Fiul de Dumnezeu, și o viață de Fiul de Dumnezeu. Dacă și dumneatale ești născut din Dumnezeu, porți numele, dar trăiești și viața. Dacă cumva te vezi în faliment, nu fi descurajat.